Spune-ne despre transferuri, că văd că nu vă opriți și asta e bine. Borza l-ați închis? Ați bătut palma? E subiect închis? O să vedeți. Să vedeți că o să facem anunțul probabil în cursul zilei de astăzi. Păi da, dar ce naiba, că s-a tot scris, am scris și noi, toată lumea știe, adică nu mai e un secret, toată lumea știe. Noi am vorbit și cu Giovanni ieri în emisiune, adică lucrurile sunt clare. Păi tocmai, când o să fie închis din toate punctele de vedere, atunci o să facem anunțul. Da, știu, dar nu, mai se mai poate întâmpla ceva? Mai e vreun... Nu. 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 Am înțeles. Cât e de important acest transfer? Mie mi se pare top 3 transferuri în România în vara asta. Nu, este un jucător foarte, foarte bun, un jucător tânăr, potențial foarte, foarte mare. Ne poate ajuta și regula de under. Avem mare încredere în el și sperăm să ne bazăm pe el de la ora. Cât mai repede. Că bine, el poate să, el poate să joace. Apropo, are vreo clauză să nu joace cu farul? Nu. Poate juca. Adică e vreo clauză din aia că n-are voie să joace cu farul? Nu. A, deci poate, dacă Bergodi hotărăște, poate juca împotriva farului? Da, bineînțeles. A, interesant. Cu Sirigu cum stați? E ceva adevăr că negociați sau sunt povești? Varianta a doua, n-am auzit. Am tot citit presă de această variantă. Aha. Nu știu absolut nimic, nu este nimic adevărat. Deci nimic cu Sirigu, cu portarul, nu? Cu campionul european. Avem doi portari foarte buni, avem doi juniori foarte buni, Moldo cu Drăghia, Bogdanel și Codruț, care sunt doi juniori foarte buni. Cred că prisma portarilor suntem închiși. Am înțeles. Deci nimica. Încă un lucru. Rahmani, ce se întâmplă cu el? Rahmani așteptăm ca să iasă pactele. Știi foarte bine că durează. Dar știu și când de crezi, adică după din ce știi tu ca om pe partea, când, cam în cât timp ar putea debuta? Nu știu, 3 săptămâni, o lună, când? Cam așa, dacă aș fi să fiu optimist, aș spune 2 săptămâni jumătate, dacă aș fi pesimist, aș spune o lună. Deci, mai repede, deci după pauza cu echipa națională? Ar fi ideal înainte, dar nu vreau să-mi fac iluzii. Deci realist vorbind după, nu după meciurile naționale, realist. Cam acolo. Eu sper cât mai repede. Nu depinde de noi. Mai aduceți, Nico, ceva? Nu știu, vom vedea până la finalul perioadei de mercat. Momentan, eu zic că suntem bine. Trebuie să aducem toți jucătorii din punct de vedere fizic la același nivel. Trebuie să lucrăm foarte mult la relațiile de foarte mulți jucători. Și atunci, cu siguranță, vom arăta. Da, deci se vorbea de un mijlocaș. Mai aveți nevoie de un mijlocaș? O să vedem. O să vedem.